Regele Hagi, așa cum nu l-ați văzut niciodată, super prieten de Gică Popescu, începe în seara asta la Antena 1 de la 23:45. Cum nații Hagi și Popescu s-au împrietenit la Steaua, înainte de Revoluție. Popescu a făcut echipă cu Hagi și Lăcătuși în Ghencea pe durata armatei. Am stat în cameră cu Gică. Da. Am câștigat titlul, am jucat semifinal de Liga Campionilor. A fost acea finală cu scandal când am ieșit pe teren, finala cu Dinamo. Corect. Deci am avut 6 luni de zile bogate. Super prieten, filmul eveniment prin care reporterul Gică Popescu își face debutul în televiziune e în seara asta la Antena 1 de la ora 23:45. Primul reportaj de colecție cu Gică Hagi. Am atacat subiecte din viața privată, din cariera noastră împreună. O să fie un interviu foarte, foarte interesant, pentru că Gică a fost deschis. Popescu i-a povestit invitatului Mircea Lucescu cum reușește să arate și acum ca pe vremea când era antrenat de el la Galatasaray. Consumă alcool doar în weekend. Un pas de vin, alcool înseamnă vin. Da. Rest nu. Și-a ferit.